Ocolul pământului în 80 de zile, de Jules Verne. Personajele acestui roman sunt Philip Fogg, Pate Parcurs, Six, Princesa Aouda și Capitanul Steve. Six, Philip Fogg este un gentleman bogat și excentric. El ia mereu masa la un club. Într-o zi își angajează un nou valet pe nume Pate Parcurs. Passepartout, căruia îi lasă cheia de la confortabila sa reședință, Savile Row, și pleacă la club. După masă, își citește ziarul ca de obicei. Se strâni un schimb polemic de păreri în legătură cu timpul necesar pentru a face ocolul pământului. Fogg pune pariu că poate să facă ocolul pământului în 80 de zile. Ajuns acasă, îi poruncește valetului să facă bagajele, căci urmau să facă ocolul pământului. Valetul era surprins, dar respectă ordinul dat de domnul Fogg. Plecarea lui a stârnit mare vâlvă, astfel un detectiv numit Fix îl suspecta pe Fogg ca fiind un hoț, așa că s-a decis să-i urmărească în călătorie. Primele locuri unde mergeau sunt Dover și Calais, apoi în Bombay, India. În Bombay au salvat-o pe prințesa Aouda. Aouda. Imediat ce au ajuns în Calcuta, i-au cumpărat prințesei haine europene. De aici s-au urcat pe un vapor spre Hong Kong. Pe vapor se afla și detectivul Fix. Prințesa, chiar dacă vrea să rămână aici, la o rudă, se dovedește că ruda se mutase, motiv pentru care este nevoită să continue călătoria cu Fogg și Aydur. Fogg îl trimite pe valet să rezerve cabine pe vaporul care urma să-i ducă în Yokohama și apoi în San Francisco. Pentru a afla dacă acest gentleman a reușit să câștige pariul de a realiza ocolul pământului în 80 de zile, trebuie să citiți această carte.